5-a, domnul manager înaintează către Consiliul Județean și ajunge și în, la dumneavoastră la mapă și spune, prin prezent vă înaintăm spre aprobare statul de funcție al Muzeului Brăila Carol I pentru a fi inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brăila. Păi, haideți să ne înțelegem. Cei 4 care au fost trimiși în Consiliul de Administrație, asta este datoria dumneavoastră. În urma ședinței pe care o aveți la... Nu, dar mergeți mai departe. Nu, eu vă întreb felul următor. Există hotărârea Consiliului de Administrație? Așteptați că asta, domnul președinte, așteptați. Ce înseamnă? Că dumneavoastră, înainte de a trimite această hârtie, acest document către Consiliul Județean, cei din Consiliul de Administrație care au în sarcina de serviciu să facă acest lucru, să hotărască ce și cum, da? Eu nu am nimic împotrivă pe fond la ceea ce trebuie să schimbe, sub nicio formă. Dar ce se întâmplă? Domnul Cântea procedează în continuare la fel. Dumnealui hotărăște că vrea să facă lucrul ăsta. Asta se întâmplă pe data de 7-a-5-a. Și mai face și o notă de fundamentare care explică ce și cum. Păi dumneavoastră, trebuie să luați la cunoștință ce propunere are managerul, pentru că dacă vă uitați pe organigramă, spune Consiliul de Administrație hotărăște la propunerea managerului. Sunt într-un totul de acord. Numai că domnul manager mi spune, eu vreau să fac chestia asta. Și ce se întâmplă? Exact ce se întâmpla și în trecut. Adică cei din Consiliul de Administrație vin și ridică mâna la o hotărâre care deja este luată. Și este luată pe data, hotărârea, de formă, pe data de 17 mai. Păi să ne înțelegem. Domnul Cântea hotărăște pe data de 7 ce o să hotărască cei din Consiliul de Administrație? Păi vă duceți degeaba acolo, stimați colegi. Pentru că hotărârile se iau înainte. Deci, domnul președinte, ca și formă, ca și documente, dumneavoastră, în momentul de față, le aveți pe toate la mapă. Din punctul dumneavoastră de vedere, este corect. Pentru că le aveți că nu puteți să înaintați acest proiect în cadrul Consiliului dacă nu aveți toate documentele. Întrebarea mea este, ce ați făcut în momentul în care ați băgat acolo 4 ei să avem majoritate, când hotărârile le-a tot domnul manager, nu le-a Consiliul de Administrație? Deci Consiliul de Administrație, la propunerea managerului, și cu asta închei, trebuie să ia la cunoștință și să spună mai departe dacă este de acord sau nu, și după aceea hârtiile să fie înaintate la Consiliul Județean. Este așa, domnul secretar, sau nu? Este corect. Și a fost îndeplinită această cerință, domnule. Dar, da, de acord, dar din punct de vedere a funcționalității la Muzeul Brăilei, în continuare este același lucru. Practic, consilierii noștri se duc acolo. O să-i dau cuvântul domnului.